și ceva despre modul în care sunt ei tratați uneori. Dar te rog. Bună ziua, în primul rând, Budea Adrian este numele meu, sunt caporal cu mândrie, reprezint această țară peste tot în lume. Parte din corpul soldaților și creaților profesioniști de aproximativ 10 ani de zile. Fac parte totodată dintr-o asociație non-guvernamentală, socioprofesională, apolitică și non-sindicală. Este din Constanța acea asociație. Fiind vorba în principiu despre dialogul dintre asociațiile militare și structurile statului, dialog care este doar pe hârtie, nu există în mod real. Noi, în luna august, am depus un set de propuneri, factorilor decidenți, un set de propuneri care vizează îmbunătățirea activităților profesionale și protecția socioprofesională a militarilor profesioniști, pe care o să rog și pe domnul președinte al nostru să rămâneze doamnei de la președinție. Noi, ca și principale obiective care ne dorim, ar fi, unul, și creșterea venitului lunar prin mărirea salariului de încadrare, pentru că o chirie din București nu echivalează cu o chirie din Suceava, spre exemplu. În normă de echipare, toate cadrele militare, conform legii 80, primesc de bani care, prin care să-și cumpere ținută de oraș. Noi, prin lege, ar trebui să primim anual această ținută, ținută de oraș și ținută de instrucție. Lucru care nu se întâmplă, sunt colegi unități din țară care nu primesc ținuta de oraș, niciun caz nu s-a primit niciodată de către nimeni de la noi, decât ce vedeți pe mine este împrumutată, ca să pot veni aici, îmbrăcat așa. Nu primim și n-am primit niciodată ținută de instrucție, nu, de oraș, decât regimentul de gardă primește, pentru că ei sunt oficiali și apar pe sticlă foarte des. Ținută de instrucție foarte, foarte rar, dacă sunt oameni care n-au luat de ani de zile, de 4-5 ani de zile. Ca punctul 4, ceea ce este direct, ne implică direct în legea pensiilor, fiind în incidența legii 84 din 2006, noi nu avem semne onorifice în serviciul patriei, care se conferă tuturor cadrelor militare. Noi, ne primind acest semn onorific, la ieșirea la pensie nu se calculează cei 15, 20, 25 de ani, care mai adaugă la pensie 1%. Este degradarea aceea abuzivă care a fost făcută prin ordonanța numărul 90 din 2001, care a degradat toți sergenții rămași din cei care au fost, după terminarea armatei în termen, stagiului militar în termen, au fost gradați făcându-se sergenți, nu sunt în rândul suborțelor. A apărut această ordonanță de urgență care a spus că se degradează fiind abuzivă, știind că un grad dobândit nu se poate lua decât sub hotărârea penală, hotărârea judecătorii. Nu mai avem două statute pentru două categorii de militari diferite. Suntem singura armată din structura NATO care are pentru categorii de militari diferite două legi diferite. Legea 80, privind statutul cadrelor militare, și legea 384, care ne include doar pe noi. Am cerut ca după 15 ani de activitate, ca și soldat și gradat profesionist, să accedem direct în rândul suboficierilor, bineînțeles cu examinarea aceea prealabilă, dar nu cu școală, nu cu titularizare. În ideea noastră, nu mai avem ce să învățăm după 15 ani de activitate. Iar ca ultim punct, bineînțeles, am cerut și noi tichetele acelea de vacanță. Este o discuție mai amplă. Noi, având salariile care le avem, de multe ori nu ne permitem să ajungem nicăieri în vacanță. Spuneam că acest set de propuneri a fost înaintat în august. Noi nu am primit înaintat legal structurilor decidente, nu am primit nici până în ziua de astăzi niciun fel de răspuns. Din contră, prin toate unitățile a circulat, a venit o circulară care atenționa toți soldații și grații profesioniști să nu adere, atenție mare la ce grupuri aderă, să nu fie cumva sindical. Și cu asta vreau să închei. Înainte să le întreb caporalul Șuteu, pentru că vârsta nu-mi permite, dacă îmi vin ideile, să le mai și ca să notez, mă doare mâna. Vreau să, legat de ei, să vă prezint două aspecte. Una, le cunosc foarte bine situația și chiar am sprijinit. În urma acestui raport făcut cu cele 9 puncte,
s-a făcut presiuni chiar sub formă de amenințare directă. Cred că nu este corect. Părerea mea. Au procedat strict regulamentar. Au făcut un raport către ministrul apărării. Raport către șeful statului major general. Răspunsul a început să vină nu direct, pe ocolite. O a doua problemă care însă e și mai gravă. Mi-a ajuns la cunoștință din presă întâi, după aceea prin ei am intrat chiar în posesia documentelor medicale ale unui militar profesionist, sârbu, dacă nu mă înșel, de la Brăila, care avea nevoie de ajutor pentru a beneficia de formularul 102, să meargă în afară, să facă un transplant de măduvă. Cu toate documentele blindat, am cerut audiență și la ministrul apărării și la viceprim-ministru cu probleme de securitate, ce era atunci. Așa s-a întâmplat acum vreo 3 luni de zile, cred. Dacă dumneavoastră ați primit un răspuns, am primit și eu. Și cu asta, cred că am răspuns și la unul dintre problemele care le prezentam anterior. Și cu asta o să închei, mai spunând două probleme. Cât a fost ministrul Dușa, ministrul Apărării Naționale, eu nu l-am văzut niciodată la față. Am avut 7 solicitări în numele Federației pentru audiență. Audiențele le ținea secretarul de stat. Și de fiecare dată când ne vedeam, îi spuneam aceeași problemă, era același răspuns. De asemenea, din 2010, când s-a discutat problema sistemului unitar de pensie și când a fost o ultimă întâlnire cu structurile asociative ale militarilor, nimeni din conducerea politică a Ministerului nu n-a vrut nici cel mai puțin să ne vadă la ochi. Dar se duceau într-un singur loc când erau festivități din astea și veneau cu televiziunile cu toate și trebuia să ne vadă. Și gândiți-vă la ceea ce spuneam eu înainte, dacă se acceptă această diminuare a plafonului la 80-65%, acest om pierde 15% dintr-un contei fără să gătească nimeni la el. La salariul meu, deci am 42% vechime, 10% confidențialitate, 10% radiații, specialist clasa 1, 7,5%, sunt 70% numai sporuri și iau 160 de lei. Salariul caporalului Udrea, cu 14 ani de prime, 10 de armată. 840 de. Da, este edificator. Domnul Albuș, domnul Udrea, eu vă rog pe voi, îmi prezent, faceți un documentar și îl trimiteți mie. Ca să nu rugim acum. Nu mai puțin, mai am 2 poze atât. Nu, Nu se mai poate. Domnul general, vreau să-i aruncă provocare, domnul general Bălăceanu. 30 de secunde. Definiți militarul